Maria Ducă este din Mischi. Încă nu i s-a oprit apa de la rețea, însă nici nu are suficientă presiune. Asta o afectează doar la folosirea mașinii de spălat. Pentru udatul grădinii a găsit o soluție. Nu am hidrofor și am direct pompa. Se aude. Ia uite. Vine în presiune mică, dar nu e oprită definitiv. Nu, cel puțin cât am umblat eu la robine, nu. Deci da. Sunteți norocoasă din punctul ăsta de vedere. Da, ca să mă pot spăla la mașină, nu mai pot spăla. Nu aceeași șansă o au cei care au culturile în zona mai înaltă a comunei. Această cultură de tomate este udată de către proprietar dintr-un puț propriu. Cu toate acestea, temperaturile foarte mari și aerul uscat au făcut ca frunzele plantelor să se usuce. De udat, nici gând. Nu mai udăm, deci grădina nu se mai udă. Asta e. A tot, nu există ceapă, nu există roșii, nu există nimic. Nu pot să dau drumul la robinetul de apă, că nu consum. Am fântână. Nu prea lung, că avem și fântână în curte, numai când dudă fata aia. Când vine ea de la Craiova, dar eu nu pot să ud. Consum de la fântână, de la... Deci nu vă afectează dacă trebuie apa? Deocamdată nu. Nu. Poate cine știe, că au alte de udat. Noastră nu udați... No. Am fântână, pompă, cum știu. E fântână, nu. Și de băut tot de acolo? Da, de la magazin. În Mischi, toamna și primăvara, apa este asigurată tuturor locuitorilor cu doar două puțuri. Acum toate cele șase funcționează la capacitate maximă fără a face față consumului. Ăsta e unul din cele șase puțuri care merg în continuu. Non-stop. Ele... Merg în permanență 24 de ore din 24 pentru a asigura apa către cetățeni. Acum Dumnezeu să țină cu noi să nu se întâmple ceva și cu pompele. Tocmai de aceea autoritățile au luat decizia să restricționeze consumul de apă. Deja avem avertizare de cod portocaliu și având în vedere că în ultimul timp nu a plouat, să-i spunem, de câteva săptămâni de zile, mai deloc. Sunt restricții pentru că oamenii nu au înțeles apelul meu pe care l-am făcut atât în mediul online cât și pe teren de a fi foarte atenți și de a gestiona foarte bine acest consum de apă. Problema apei poate fi rezolvată în Mischi odată cu racordarea la sistemul de apă al companiei de apă Oltenia. Asta nu mai devreme însă de un an. Autoritățile susțin că nu vor renunța la rețeaua proprie de furnizare a apei pe care o vor folosi doar atunci când rețeaua de apă a companiei nu va face față consumului, adică exact ce se întâmplă acum în localitatea Șimnicu de Sus, unde oamenii primesc apă cu porția. Situația este destul de dificilă la noi în comuna Șimnicu de Sus. Deja s-au impus anumite restricții. Destul de dificil. Avem nevoie de apă mai mult ca niciodată. Ni se cere să nu udăm, să nu irigăm, dar totodată sunt case unde sunt 300 de metri pătrați ca suprafață. Acolo, neavând altă sursă de apă, e normal ca să mai ude și flori și ce mai au oamenii în gospodărie. Marin Manolescu trebuie să aibă grijă de 50 de vaci și viței. I-a adus de la câțiva kilometri pentru această gură de apă. De aici așa, de la Păru. Altă parte n-avem unde. Asta e, a stăcat încolo, unde sunt, vedem noastră sălcile pe acolo, nu mai e nimic. Decât aici, e sus de apă și acolo așa, aici. Restricții mai sunt și în alte localități, de exemplu în Breastea, Cârcea, Călăraș, Sărata și Dăbuleni, alimentată de compania de apă Oltenia, apa este doar dimineața și seara. Seceta cu care ne confruntăm în ultima perioadă și creșterea consumului, generată din nefericire de utilizarea apei în alte scopuri decât cele prevăzute în contract, respectiv pentru udarea grădinilor, a gazonului, ne-au determinat să luăm această decizie, întrucât nu putem asigura consumul casnic. Restricțiile de apă vor fi pe tot parcursul verii.